Copiii beneficiari de măsuri de protecție specială merită să fie incluși în societate și să se bucure de evenimentele frumoase ce au loc în oraș. 30 dintre ei, care își petrec zilele în casele de tip familial Dunării, Ansalonii, Daniela și Sfântul Ioan, au asistat astăzi la un spectacol de teatru de păpuși care a avut loc în atelierul de teatru a trupei Așchiuță, din incinta școlii numărul 8 Academician Marin Voiculescu. Vrem să vă arătăm aceste două piese de teatru, cum sunt ele interpretate de niște copii de clasa a treia. Poate cine știe vă place și vouă, poate o să vreți și voi să faceți teatru odată. Vouă vă place teatrul? Da! Ați fost vreodată la vreo piesă de teatru? Da! Cine îmi spune ce piesă de teatru a văzut? Poftim! Cenușăreasa! Cenușăreasa, foarte frumos! Pui așa povestea? Da! Da? Nu este cu un prinț și o prințesă? Nu! Nu? Nu s-a întâlnit prințul și prințesa cu măgarul? Nu! A, eu așa credeam. Și au mers ei prin pădure, au mers și s-au întâlnit după aia cu albă ca zăpada. Nu! Nu s-au întâlnit cu albă ca zăpada? Nu! A, da, am încurcat eu. Nu, au mers și s-au întâlnit cu cei trei purceluși. Nu! Nu? Nu! Da. Sigur nu? Nu! Micii spectatori au avut ocazia să admire jocul personajelor din Muzicanții din Bremen și Prostia omenească. Ce mare pacul s-a dat peste mine și eu colea, măgar bătrân, nu mai am putere. Ce să vă spun, stăpânul meu vrea să se lepede de mine. Vino cu noi la vremă, că la serenade nu te întrece nimeni și cu siguranță că o să-ți găsești și tu un loc în taracul orașului. Sfatul acesta nu-i deloc greu, să mergem! Unii dintre copii au fost pentru prima dată la un spectacol de teatru de păpuși și timp de o oră, atât cât a durat reprezentația, au fost ochi și urechi la personajele din povești. Evenimentul se înscrie în cadrul unui parteneriat educațional, Arta care ne unește, încheiat între Palatul Copiilor și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.